ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok, acolo ne găsiți la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate informațiile, toate știrile și toate emisiunile pe care le realizăm pentru dumneavoastră, cu invitați din întreg județul, oameni care au ceva de spus și de la care sperăm noi vin și informații utile pentru dumneavoastră. Astăzi discutăm despre învățământ, discutăm despre rezultatele pe care elevii din DEVA în special au obținut la aceste examene ce tocmai s-au încheiat, dar și despre provocările pe care cadrele didactice le au an de an, pentru că vorbim aici și despre examenele pe care unii dintre profesori le susțin, dar și despre provocarea de zi cu zi, la clasă, pentru că fiecare generație este diferită, ne place sau nu să credem acest lucru, și astfel și provocările sunt altele. Profesorii trebuie să țină pasul, la fel cum și elevii, dar și părinții trebuie să fie probabil în egală măsură implicați în tot acest proces. Vedem ce s-a întâmplat și cum a fost acest an școlar care tocmai s-a încheiat și pentru decebaliști, pentru că astăzi, alături de mine, este domnul profesor Florin Ilieș, directorul Colegiului Național de Ceval DEVA. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație! A fost o perioadă extrem de aglomerată și pentru dumneavoastră, deși uneori din spate, așa putem spune că examenele sau perioada aceasta a examenelor pentru profesori nu este una atât de agitată, ci mai mult pentru elevi. Este sau nu așa? Nu este așa. Să știți că dacă ați folosit cuvântul agitație, îl folosesc și eu, e o perioadă agitată și pentru elevi și pentru profesori. Pentru elevii din clasele terminale, din clasele a 8-a și a 12-a, au participat la evaluarea națională, respectiv la prima sesiune de a examenului de bacalaureat. Și dacă elevii au fost agitați și părinții, de asemenea și profesorii, în dubla lor calitate. În primul rând, de profesor la clasă, pentru că acum au avut posibilitatea să aibă un feedback asupra elevilor, culeg roadele muncilor, și au fost alături în toată această perioadă de absolvenții noștri. Și elevii de clasa 12-a și profesorii care au predat la clasele a 12-a, de asemenea, au trăit alături de profesori și părinți aceleași emoții. Profesorii participă sau au participat în această perioadă la examen, la cele două examene. Să știți că cei mai mulți n-au avut concediu încă, au fost asistenți, au fost profesori evaluatori, atât la evaluare națională cât și la examenul de bacalaureat. La evaluare națională au fost evaluatori în centru de corectură sau într-un centru de contestații, la bacalaureat de asemenea ori la într-un centru de corectură sau în centrul de contestații. În acest an, în ceea ce privește corectura, a fost puțin diferit față de ceea ce eram noi obișnuiți generațiile trecute, a fost în sistem digitalizat. Iar profesorii din județul Hunedoara nu au corectat lucrări din județul nostru, ci din alte județe. Da, într-adevăr, în anul acesta a fost o noutate, pentru că în toate centrele de evaluare corectura s-a făcut digitalizat. În sala de examen lucrările au fost scanate în prezența elevilor și au fost încărcate pe o platformă care secretizează lucrarea și programul informatic repartizează lucrarea respectivă la alți profesori din alte localități decât localitățile de unde provin lucrările.
Așadar, o lucrare poate fi corectată de un profesor din Rădăuți la prima mână și la mâna a doua de un profesor din Reșița. Dacă există diferențe între cele două corecturi prevăzute de regulamentul școlar, atunci lucrarea se repartizează celui de-al treilea, încă se repartizează unei alte perechi de corectori. Sigur, este o modalitate, o procedură mult mai ușoară, mai puțin birocratică. În centrele de evaluare, după ce corectau lucrările, profesorii mai aveau nevoie cel puțin o zi de muncă să treacă notele pe lucrări, să adune punctajul. Așadar, acest sistem este mai eficient. Să adune punctajele de pe borderourile lor, să refacă borderourile, să compare borderourile. Toate aceste operațiuni acum se fac cu ajutorul programului informatic, cu ajutorul calculatorului și lucrurile s-au simplificat. Puțin, spun eu, s-au complicat în centrele de examen, acolo unde se scanează lucrările. Cei doi evaluatori din cei doi profesori asistenți din sală au mult mai multe atribuții decât au avut până acum. Ei trebuie nu doar să supravegheze elevii și să asigure corectitudinea examenului, dar trebuie să și scaneze această lucrare și fiecare sală a fost dotată cu scanere moderne. Profesorii au scanat în prezența elevilor fiecare pagină. Există o procedură foarte bine scrisă de scanare și sigur operațiunea aceasta durează puțin mai mult, este o responsabilitate foarte mare, trebuie scanate toate paginile, să fie foarte atenți profesorii când fac această operație, să încarce lucrarea pe platformă. Deci lucrurile puțin s-au complicat în sala de examen, dar în general examenul de bacalaureat a decurs foarte bine. Probabil aceste atribuții din sala de examen în viitor vor fi preluate de vor fi preluate și de un al treilea profesor asistent. Este primul an, este firesc este acum să an, văd care sunt sigur că da. Eu zic lacunele, că, să spunem, sigur, și lucrurile se pot îmbunătăți sigur în că viitor. Da. Eu cred că în felul acesta se asigură o obiectivitate maximă și, și corectitudine în evaluarea lucrărilor. Rezultatele și rata de promovabilitate a fost destul de mare, spunea și doamna inspector general școlar imediat după afișarea rezultatelor la examenul de bacalaureat, că au fost cele mai bune rezultate din ultimii 5 ani, dacă nu poate mai bine, lucru care e până la urmă foarte bun pentru elevi, pentru că mulți dintre ei își doresc să continue studiile mai departe și poate deja se visează într-un anumit domeniu de activitate și atunci și rezultatele vor reflecta în viitor. Dar cumva vine și o altă întrebare. Pentru că să nu uităm, această generație a fost acea generație care a pornit în liceu online, pentru că pandemia de coronavirus ne-a dat toate calculele peste cap, inclusiv în ceea ce privește învățământul. Și nu ați fost nici dumneavoastră foarte mulțumit la acea vreme de acel sistem, exact. Nici alți profesori, nimeni, nici părinții, fapt. Poate și mulți dintre elevi au fost așa bulversați din această cauză și atunci cumva nu ne-am fi așteptat ca rezultatele la aceste examene să fie unele mai bune, iată, decât ce se întâmpla în trecut. Cu toate acestea, rezultatele au demonstrat contrariul. O fi fost bună această perioadă sau benefică acea perioadă de învățământ online? Nu. Rămân la părerea mea că învățământul online nu este potrivit. Și nici n-am știut să gestionăm și nici n-am avut cu ce să gestionăm
învățământul la distanță. Noi suntem buni în învățământul față în față cu elevii în sala de clasă și aici știm să ne facem treaba bine. Într-adevăr, această generație a pornit în online, dar noi am fost conștienți că avem destul de mult de recuperat. Dar am avut la dispoziție 3 ani de zile în care am pregătit generația pentru examen. Sigur, rolul nostru nu este numai să pregătim elevii pentru examene, să învățăm aceste tipuri de probleme care apar pe modelele de subiecte de examene, rostul nostru este să formăm competențe. Dar poate nu suntem pregătiți, nu avem nici manualele, nici formarea necesară de care am avea nevoie și nici nu aceste examene de sfârșit de ciclu nici nu evaluează competențe, ci evaluează cunoștințe. Și atunci, sigur că avem la dispoziție modelele de subiecte, avem la dispoziție programa școlară, mai avem și manuale mai noi și mai vechi și profesorii au lucrat și și-au stabilit drept obiectiv acest examen. A fost o muncă mai acerbă din acest sigur punct de vedere, că da, pentru sigur, că iată, a fost un an și jumătate, cred, și câteva luni. Sigur că da. Profesorii cu siguranță din școli au selectat temele asupra cărora trebuie să se oprească mai mult, să aibă mai multe ore la dispoziție, au mai redus numărul de ore alocate unor teme care nu sunt cuprinse în programa de bacalaureat, deci și-a organizat materia foarte bine, predarea, învățarea. Un rol important l-au avut și simulările organizate de Ministerul Educației Naționale și Inspectoratele Școlare Județene. După prima simulare, când și părinții și elevii văd exact care este nivelul și aceste simulări trebuie să fie organizate extrem, extrem de bine. După prima simulare, din discuțiile cu părinții, cu elevii, prin prezentarea neajunsurilor în pregătirea elevilor, profesorii și-au au pus mai mult accent acolo, sigur unde că da, și-au replanificat parcursul și au pus accent pe acele noțiuni pe care elevii nu le stăpânesc, nu le știu aplica, nu le aplică în contexte noi, mă rog, după specificul fiecarei discipline. Și sigur că rezultatele au fost bune. Noi cam așa procedăm. De aceea noi ne-am fost surprinși pentru că procentele de promovare la școala noastră sunt acestea. De la 98,5-98,7 până la 100%, aici ne învârtim. Eu cred cu că procentul e, cu procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat. Deși în acest an Colegiul Național de Ceva l-a obținut un procent bun. 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 Avem 98,7%, avem doar din promoția curentă doar 2 elevi care nu au promovat examenul. Unul este un elev, este chiar o surpriză, este un elev chiar bun la învățătură, cred că emoțional n-a fost pregătit pentru acest examen, dar acestea sunt examenele. Important este procentele că mai au acestea șanse de 100%, sigur că sunt foarte frumoase și merită apreciate, dar și cele care depășesc 80%, eu zic că trebuie luate în considerare. Procentul, dacă mă refer la Colegiul Decebal și la examenul de bacalaureat,
elevii noștri au avut o creștere a mediilor de promovare a examenului, deci de ieșire din sistem, examenul de evaluare națională, examenul de bacalaureat față de examenul de evaluare națională. Deci dacă comparăm mediile cu care acești tineri au fost admiși în Colegiul Decebal și mediile cu care ei au promovat examenul de bacalaureat, vom vedea că există o creștere semnificativă. Și noi suntem mulțumiți, înseamnă că pe parcursul celor 4 ani a existat progres, că elevii au muncit, profesorii și-au dat toată silința să stimuleze învățarea și rezultatele sunt bune. Același lucru s-a întâmplat și la evaluare națională. Aici toți elevii au avut medii peste 5, extrem de puțini au avut, cred că 3 sau 4 elevi din 112 absolvenți au avut medii sub 7, în rest toți elevii noștri au avut medii peste 7 și cei mai mulți au avut medii peste 9. Este un lucru fantastic. În condițiile în care, să nu uităm, în prezent și de câțiva ani buni sunt mulți absolvenți de gimnaziu care ajung la licee cu media 2-3 și dumneavoastră iată ne vorbiți de peste 7. Sigur că da. Deci se poate. Sigur, se poate să obții această performanță dacă există exigență pe parcursul celor 4 ani și sigur dacă părinții sunt alături de școală, sunt atenți, doresc progres pentru copiilor, doresc performanță, atunci aici la noi găsesc toate aceste ingrediente pentru note foarte bune la evaluarea națională. Deci, revin la evaluarea națională, nu mă refer la nota de 10, pentru că este o performanță lăudabilă și ne bucură foarte mult, mă refer că majoritatea absolvenților noștri au obținut medii între 9 și 10. Majoritatea. Deci este un lucru extraordinar. Îi felicităm da. Și le dorim succes pe mai departe. Da. Și aici am făcut o analiză. Am comparat mediile elevilor la matematică, limba română și germană, limba germană, pentru cei care au dat limba germană ca limba maternă, din gimnaziu cu notele obținute la evaluare națională. Și aici, de asemenea, am văzut că există o diferență, în sensul că nota de la evaluare națională este mai mare decât notele obținute în timpul liceului. Ce ne arată acest lucru? Că există o exigență sporită în timpul liceului, în timpul gimnaziului. Și un elev care are o notă, o medie cuprinsă între 7 și 8, e posibil ca la evaluare națională să ia o notă peste 8.50 sau peste 9 la disciplina respectivă. Și acest lucru este îmbucurător. Există foarte multe școli, enorm de multe școli, la care am constatat, s-a făcut și un studiu anul acesta, dar numai pentru 6 județe în acest an. Am fost inclus? Nu. Nu, în acest an nu am fost incluși elevi care în timpul gimnaziului au avut medii de 7 și 8 și la evaluare națională au luat 4. Deci lucrul acesta eu aici zic care ar fi că explicațiile nu-i posibil pentru aceste diferențe destul de mari. Eu cred că în acele școli exigența lipsește. Și notele nu reflectă nivelul de cunoștință, cel puțin nivelul de cunoștințe mediu la care elevii ar trebui să ajungă.
Și atunci, știți, ducem în eroare părinții. Ducem în eroare elevii, ducem în eroare părinții și cum e firesc, iată un copil că de la evaluare națională avem niște surprize majore. De aceea am spus-o de nenumărate ori că dorim să fim exigenți în cei 4 ani de gimnaziu sau în cei 4 ani de liceu, dar la examenele de sfârșit de an să avem note bune. Și lucrul acesta la noi se întâmplă în fiecare an. Sigur, profesorii noștri au și multă experiență, lucrează de mulți ani cu acești elevi, cu elevi de acest nivel, au această strategie verificată și iată că și în acest an a dat rezultate. Deci, dacă revin la întrebarea dumneavoastră cu procentele de promovare ridicate, eu cred că unul dintre o cauză ar fi aceasta, simularea examenelor de 2 ori în clasa a 12-a, este un lucru extraordinar. Tratarea acestei simulări cu maximă seriozitate. De asemenea, cred că ar trebui să luăm în considerare că numărul elevilor cuprinși în licee a scăzut față de anii anteriori. Știți, în fiecare an numărul de elevi cuprinși în licee mai scade cu câteva procente și crește numărul elevilor cuprinși în învățământul profesional. Deci, dacă a scăzut numărul de locuri în licee, atunci sigur că au fost selectați copiii mai buni care au fost admiși. Sigur, și anul acesta, numărul de locuri față de absolvenți în liceu este mai mic decât numărul de locuri care au fost alocate anul trecut. Și atunci, sigur că se și lucrează mai bine, procentul de promovabilitate va crește și cred că ne îndreptăm înspre un interval de procente unde învățământul românesc se va stabiliza. Ați văzut, în jur de 76-78% suntem în acest interval. După părerea mea, este un interval realist, un interval bun, și cred că se va menține acest interval până când se vor schimba programele școlare, manualele școlare și structura examenelor. Dacă se va schimba structura examenelor și manualele și vor fi evaluate competențe, atunci cred că în câțiva ani de zile vom avea iar o scădere a procentului de promovare până când toți actorii implicați în aceste examene se vor obișnui cu această nouă evaluare. Ar fi nevoie și de o evaluare mai drastică, să spunem, a competențelor pentru elevi, nu neapărat în ceea ce privește aceste cifre, aceste clasamente pe care, iată, le facem de fiecare dată după examene, care pentru unii e motiv de mândrie, pentru alții de tristețe. Acum, dar până la urmă contează foarte mult și adultul pe care îl formați sau ce se va întâmpla cu acești elevi după ce își finalizează studiile. Rămâne la părerea mea că așa cum se prezintă examenele naționale, evaluarea și bacalaureatul, nu evaluăm competențe, ci evaluăm cunoștințe, doar cunoștințe. Sigur că programele școlare s-au schimbat, dar nu avem la îndemână
manualele corespunzătoare, nu avem pregătirea corespunzătoare, sistemul nu pune accent pe evaluarea competențelor. Ar trebui? Dacă noi vom pune un foarte mare accent doar pe formare de competențe, elevii noștri ar avea rezultate dezastroase la examenele naționale. Deci poate merge nu în paralel. Există nicio corelație între examenele de sfârșit de ciclu și formarea de competențe. De aceea eu zic că trebuie să separăm cele două lucruri. Sigur, vorbim despre competențe. Noi întotdeauna învățământul românesc și nu numai a format competențe elevilor. Nu este ceva nou, dar cred că în viitor ar trebui adaptată curricula școlară la nevoia de formare de competențe, da? Elevul să știe ce competențe va avea atunci când termină liceul, specializarea, știu eu, o specializare din domeniul tehnologic, ce competențe îi oferă acea specializare, da? Atunci când termină liceul, da? Și cum îl vor ajuta competențele dobândite să se încadreze pe piața muncii. Da? Deci nu există legătură între competențe, între nevoia de pe piața muncii și programa școlară. În ultimii 20 și ceva de ani, cred că au fost zeci, poate chiar sute de modificări ale legii educației. În continuare suntem în proces de schimbare a unor aspecte care sunt poate dorite de mult, aceste schimbări. A ajuns învățământul românesc la un alt nivel datorită acestor modificări legislative sau încă mai este de lucru? Eu cred că mai avem de lucru. Anul trecut a fost promulgată legea educației naționale. Foarte complexă, foarte bine structurată, dar am avut surprinderea ca la începutul anului școlar să intervine Ministerul Educației Naționale prin o serie de reglementări care etapizează punerea în aplicare a legii. Și eu cred că toate aceste modificări au avut la bază insuficiența fondurilor lipsa banilor pentru punerea în aplicare a legii educației naționale. Și atunci ministerul a amânat punerea în aplicare a multor lucruri importante din legea educației naționale. Le-a amânat pentru un an, pentru doi, pentru trei ani de acum înainte. Nu s-a întâmplat nimic în acest an școlar. Am funcționat pe o lege a educației naționale cu foarte multe articole care n-au produs niciun efect. Probabil în anul următor lucrurile se vor schimba. Sperăm să se schimbe. Dar există și pericolul, știți, factorul politic. Suntem într-un an electoral. Super electoral. Lumea, da, decidenții noștri se feresc să ia decizii majore.
va începe anul școlar, cum a început și cel de anul trecut. Deci fără prea mari modificări. Prea mari modificări. Sperăm să fie puse în aplicare mai multe reglementări din legea educației naționale, să nu mai așteptăm, probabil vor veni alții la putere și din nou vom avea modificări ale legii. Trebuie să aveți în vedere că s-au făcut multe modificări prin ordonanță de urgență ale legii educației naționale, au fost foarte multe schimbări legate de burse. Știți foarte bine, această problemă a burselor cred că n-a fost clarificată încă. Așa, au fost multe discuții pe această temă. Foarte multe discuții. Am dat doar un singur exemplu. Acum a apărut deja ordinul ministrului care reglementează acordarea burselor în anul școlar următor. Din punctul meu de vedere, are foarte multe scăpări acest ordin și cu siguranță ministerul va interveni pe parcurs. Aș putea să vorbesc despre cariera didactică, despre formarea profesorilor. Sunt foarte multe reglementări în lege care n-au fost puse în aplicare și iată că... Nu, pentru că și asta ar fi însemnat costuri pentru stat până la urmă, ar fi produs foarte multe nemulțumiri în rândul populației, în rândul profesorilor și cred că acestea sunt motivele. Există și un alt aspect, lipsa cadrelor didactice. Mă gândesc că și eu în calitate de director de școală și alți colegi de-ai mei, cum vom putea acoperi orele de discipline din area curriculară matematică și științe, matematică, fizică, chimie. De ce vă gândiți la acest lucru? Există deja un deficit? Există un deficit major de profesori de biologie, de chimie, de fizică, de matematică, de informatică. Deocamdată în toată țara această lipsă este salvată pe alocuri încă de profesorii care au ieșit la pensie, care sunt încă în putere, sunt sănătoși și care sunt dispuși să continue sunt dispuși să ajute școala care au lucrat. Și acest lucru se va termina la un moment dat, pentru că și acești sigur oameni nu vor putea Găsim mai greu profesori de fizică. Din ce în ce mai greu găsim profesori de matematică. Nu mai vorbesc profesori de chimie. Nu mai reprezintă interes pentru tânăra generație învățământul? Nu mai prezintă interes învățământul din cauza faptului că absolvenții când ajung, și mă refer la absolvenții buni, ajung în sistem și salariile au rămas în continuare în urma multor categorii profesionale care... Dar s-au mai adăugat pe aici pe acolo. S-au mai adăugat pe aici pe acolo, dar știți când adaugi 200 de lei sau 300 de lei la 2800 de lei este nesemnificativ. Uitați-vă cât ar trebui să plătească un profesor absolvent foarte bun care vine din Timișoara de la Facultatea de Matematică să vină în DEVA și să se descurce din acest salar. Le sunt oferite sau ar trebui poate să le fie oferite locuințe de serviciu acestor tineri care aleg să... Acum eu nu vreau să dau exemple de pe... Pentru că pentru vremea comuniștilor. Și unii primari, în ceea ce privește medicii, sunt unii primari care au implementat acest sistem și le oferă, chiar și în județul Hunedoara acestora, locuințe de serviciu.
la fel de bine, pentru că ne plângem, iată că nu avem cadre didactice specializate în anumite discipline, da? Și cu ce îi sprijinim? Cred că acolo unde este posibil, primarii împreună cu directorii unităților de învățământ ar trebui să asigure profesorilor condiții decente. Acum să nu credeți dumneavoastră că un tânăr va veni profesor la colegiul din Deva și va sta în internat la grupul școlar, la liceul tehnologic Grigore Moisil din, siguranță nu va din Deva. Nu mi se lucru. Pare normal. Dar să nu uite, sunt foarte ridicate, nu mi se Deva, pare normal, nu mi se pare în regulă să stea un profesor acolo și să trăiască și de acolo să se gândească că ar trebui să-și întemeieze o familie. Deci el ar trebui să aibă un salariu decent. Am mai spus-o și cu alte ocazii. Eu cred că nu ar trebui să fie diferențe majore între un profesor cu vechime de peste 25 de ani în învățământ, gradul didactic 1 și un profesor debutant. Nu ar trebui, pentru că școala la care funcționează cei doi profesori are aceleași cerințe și pretenții, da? Atât de la profesorul debutant, cât și de la profesorul care are vechime de peste 25 de ani. Are aceleași atribuții în școală, are aceeași fișă a postului. Nu există fișa postului diferită pentru profesorul care are care este debutant și cel care are peste 25 de ani vechime. Cerințele și așteptările da, sunt aceleași. Cerințele sunt aceleași. Exact. Eu dacă pun la clasa a 5-a un profesor care a terminat anul acesta facultatea de matematică și la clasa paralelă pun un profesor care are 25 de ani vechime și predă matematică în colegiul Decebal, părinții elevilor din clasele a 5-a au aceleași pretenții de la cei doi profesori, da? Și unul are salar dublu cât are celălalt. Sigur, amândouă variantele sunt de salarii mici, dar diferența este foarte mare. Deci, profesorul care intră în sistem trebuie să aștepte 25 de ani sau 30 de ani să treacă prin toate treptele de salarizare, trebuie să dea toate examenele posibile din învățământ, el desfășurându-și activitatea poate la cel mai bun colegiu din localitatea respectivă și poate având, la același nivel și ca având cele mai bune poate rezultate. Mai bun. Poate având cele mai bune rezultate. Și acest tânăr nu va fi stimulat niciodată să rămână în sistem. Da? El este trecător, după un an de zile se reorientează, își reanalizează traseul și renunță. Și atunci cu toții avem de pierdut. În ultimele minute din această emisiune aș vrea să discutăm puțin și despre înscrieri, pentru că sunteți unul dintre cele mai râvnite colegi da. Din județul Hunedoara și nu da. Numai, pentru că sunt da. Și din astăzi, județele limitrofe da. Elevi care își doresc da. Să studieze aici. Da. Începând de mâine, absolvenții claselor a 8-a care au fost repartizați computerizat la unitățile de învățământ liceal pot să depună dosarul de înscriere până la sfârșitul lunii în toate zilele lucrătoare. Școlile afișează documentele pe care absolvenții trebuie să le prezinte și orarul de înscriere. Așa procedăm și noi, dacă mă refer la școala noastră, înscrierea are loc în centru de documentare, intrarea elevilor și a părinților dinspre strada Andrei Șaguna. Trebuie să aibă asupra lor foaia matriculă, adeverința cu notele de la examenul de evaluare națională,
trebuie să aibă o copie după certificatul de naștere, trebuie să aibă documente ale părinților, documentele și documentul de identitate, și noi îl cerem al elevului, și acolo completează toate aceste, completează o fișă de înscriere în liceu. Este foarte important să vină toți elevii repartizați în perioada prevăzută în grafic, să depună dosarul de înscriere. După această perioadă, dacă sunt elevi care nu au depus dosarul de înscriere, pierd locul obținut și pot participa la a doua etapă de repartizare. Dar nu am avut cazuri până acum. Toți elevii sau, de cele mai multe ori, nu? Sigur că da, noi suntem atenți, știm de unde provin elevii, dacă nu provin de la școala noastră, provin de la școlile din proximitate, luăm legătura cu școlile, îi anunțăm, deci suntem foarte atenți încât să încheiem această etapă cu bine. Și deci ne apropiem în data de 1 august și puteți trage concluzia că există activitate în școală chiar și la 1 august. Tot în această perioadă, elevii din promoții anterioare sau cei care nu au promovat examenul de bacalaureat s-au putut înscrie la sesiunea de toamnă a acestui examen. Am făcut acest lucru și ne pregătim la mijlocul lunii august pentru sesiunea a doua examenului de bacalaureat. Deci poate acum, după 1 august, până în jurul datei de 15 august, va exista în școli un pic de liniște, după aceea, așa cum a spus... Se reia agitația, nu de care vorbeam la începutul emisiunii. De la agitația din școli și iată că după 15 august apare această agitație. Noi vom avea și tabăra națională de chimie, pe care o să o găzduim la sfârșitul lunii august și... Sigur, toate școlile după data de 15-20 august își pregătesc spațiile, caută profesori pentru disciplinele unde au lipsă, pregătesc noul an școlar. Sunt și elevi, pentru că colegiul pe care îl reprezentați oferă o paletă foarte vastă de specializări și să nu uităm, avem aici grădiniță, clasă pregătitoare, ciclu primar, gimnazial și liceal. În ceea ce privește pe cei mici, s-au ocupat deja locurile și aici a fost multă dorință din partea părinților să ajungă micuților la colegiul Decebal? Noi întotdeauna am dimensionat planul de școlarizare, am avut o prognoză bună și toți părinții care au depus cereri de înscriere, atât la grădiniță cât și în învățământul primar, toate cererile au fost aprobate și elevii sunt înscriși. Dacă nu mă înșel, mai sunt câteva locuri libere la clasa pregătitoare și la grădiniță. Începeți cu ei și cu limba germană, din câte știu. Sigur, nu? Că da, la grădiniță predarea se face în limba germană, la clasele primare. Dar și limba română aveți, nu? Sau doar limba germană? Nu, doar în limba germană. Și la clasele primare învățământul este în limba germană. Părinții trebuie să știe că nouă ne vin în grupa mică sau în clasa pregătitoare copii care au cunoștințe minime sau nu au cunoștințe de limba germană și suntem dispuși să lucrăm cu acești copii încât atunci când termină clasa a patra să aibă nivelul corespunzător pentru a continua învățământul gimnazial în limba germană.
Și beneficiile sunt numeroase. Sigur. Și în ceea ce privește pe cei care studiază la modul intensiv limba germană în Sigur. Cadrul Colegiului Național de Ceval, există anumite diplome care îi vor ajuta pe parcursul întregii vieți. Sigur și nu doar în România, ci și în străinătate. Sigur. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mai așteptăm, domnule profesor, să ne mai explicați și să le explicați hunedorenilor și nu numai care sunt beneficiile dacă copiilor ajung să studieze aici la Colegiul Național de Ceval. Mult succes le dorim celor care, iată, în a doua etapă a examenului de bacalaureat vor susține din nou acest examen. Le dorim succes și celor mai micuți care acum pornesc, iată, într-o nouă aventură, să spunem, a vieților. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!